Și o persoană ridică mână. Mai este cineva? Și-a mai ridicat o persoană mână. Și s-a încheiat. S-a încheiat, m-am așezat, s-a început botezul în apă și păstorul bisericii, un frate Musafir, care n-a predicat, că a fost bun Musafir, s-au dus oficiile de botez. Și-a intrat primul candidat, și-a intrat al doilea candidat. Și la un moment dat a intrat mama cu feciorul. Apreciez eu că mama avea 47 de ani și băiatul 20-21 de ani. A lucrat amândoi în apă. Păstorul cunoștea foarte bine situația. Păstorul a pus următoarea întrebare a celui tânăr. Zice, ai o dorință pe care vrea să o spui public aici, înaintea lui Dumnezeu și înaintea bisericii? Și tânărul acela spune așa, da. Aș vrea să spun în fața lui Dumnezeu și în fața bisericii că mi-aș dori așa de mult și mă rog lui Dumnezeu ca și tatăl meu care este aici să primească pe Domnul Iisus și să facă legământ cu Domnul în apa botezului. În momentul acela s-a întâmplat ceva în biserică. În momentul acela, într-o aglomerație, într-o biserică foarte aglomerată, am văzut un bărbat la costum și la cravată, care își făcea loc prin mulțime, pe culoare, era aglomerat, nu se putea intra, își făcea loc prin mulțime să vină în față. Și a venit acel bărbat, s-a dus în spatele amborului, s-a întors spre mulțime și a rostit următoarele cuvinte. Și a spus așa, familia trebuie să fie împreună. Și apoi s-a întors spre mine așa cum a spus spre Ghidă și spre mie și a spus, astăzi fug în turnul de scăpare. Și în momentul acela a fost să sară peste picla de la mare. Cineva a spus, du-te roată, biserica a spus să plângă. Eu vin în sală, stai să ne ridicăm la rugăciune. Am încheiat rugăciunea comună în bazin, dar el l-a picat în cesta care sunt eu. Cămașe, cravată, pantalon și a dat jos taina în ținută asta și împreună cu soția și cu băiatul s-au botezat. Și m-am bucurat să-l întâlnesc la biserică, m-am bucurat că după un an și jumătate să-l văd la timpul de rugăciune în acea biserică. Și Domnul a lucrat în viața lui. A fost momentul acela în care s-a botezat, l-a primit pe Domnul, s-a botezat și Domnul a lucrat, cred că, în momentul acela, naștere din nou în viața lui. Dacă ar fi să vă doresc ceva, dragi misionari, sau cei care vă pregătiți pentru misiune, vă doresc Dumnezeu să vă dea harul, să botezați cât mai multe suflete pe câmpul de misiune. Să vedeți zeci și zeci de persoane care fug în turnul tare de scăpare, care este numele Domnului. Întrebați-i pe păstor, dacă există satisfacții mai mari ca și slujitor, decât să vezi oameni care primesc pe Domnul Iisus Hristos și oameni care fac legământ cu Domnul. Și Domnul, când a dat marea însărcinare, a spus, mergeți în toată lumea, botezați-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să pătească tot ce v-a poruncit. Numai noi suntem